Salutare, prieteni, și bun venit la un nou episod din Call of Duty Ghost. Văd că pe 1080p Frapsum face probleme. Nu prea suportă el 1080p. Îmi face lag, adică în lag, îmi oprește jocul. De când în când pune ca un fel de pauză lungă. Și nu prea îmi place. Momentan până am găsesc un alt program, o să încerc și cu Bandicam-ul. Bineînțeles, cu setările maxime, adică să nu-mi ia nimic să se vadă urât. Ce recunosc că a fost unul egal. Se opă el câine. Sau cred că e la joc, probabil. Nu-mi dau seama, că nu mi s-a întâmplat nimic la niciun joc chestia asta. Ar putea să fie bug-ul de la joc. Să nu se încarce harta, da, probabil. Să mai dureze. They emerged from the shadows and vanished in the sunlight. Outside the wall, their reputation lingered over No Man's Land like a shroud of fear. A weapon far more effective than brass or steel. American Keegan. These were the men Dad had spoken of. The ghosts. And someone dared to go against them. San Diego, Federation territory, to find their men Ajax. Ghosts. We only imagined them. Now, we were determined to be one of them. The same best day. What's up, so much? What the fuck? Trebuie să fac. Of, tocmai acum s-a găsit să mă caute pe Facebook. Ce trebuie să caut, mă, când nu dau seama? Okay, see? Ce porcări. Grab that grenade launcher.
Okay. Ce ciudat. Văd acum... E că de la harta aia a fost probleme ceva de pot să blocă. O să mai încerc și în 1080 pe bineînțeles, dar... Na, nu știu ce să zic. Câine deștept ăsta. Fiu atent acum. Dar nu prea vorbesc. Hai de pula mea. Mușcă-l câine, mușcă-l. Mă ajut eu, nu e problemă. Bă, dracu, trage-mi câine, ai.